pentru Nativii Fecioară, cum se prezintă săptămâna următoare. Practic, pentru Nativii Fecioară, mesajele sunt foarte clare. Ei nu trebuie să neglijeze probleme din trecutul lor, care trebuiau rezolvate din timp și care chiar trebuie rezolvate acum, fără doar și poate, nu există niciun fel de îndoială că trebuie să dea atenția cuvenită acestor probleme. Vorbim despre faptul că nodul nord se află acum la 8 grade în casa 11-a pentru ei. Nativii Fecioară nu au voie să se dezică de ceea ce Universul vrea de la ei și asta deoarece Neptun se află în semn opus. Am mai discutat despre acest lucru. Nu în ultimul rând, Nativii Fecioară au dereglat și foarte multe chestiuni financiare. Avem foarte mult acest clusterum, este prezent pe casa 5-a, o casă a speculațiilor financiare, o casă care poate aduce noroc, dar poate aduce și ghinion deopotrivă dacă domeniul financiar nu este gestionat cu foarte mare atenție. Tot o atenționare pentru Nativii Fecioară este să știe și cum să fie generoși și să primească anumite lucruri. Deci, generozitate versus egoism, adică fiți generoși și Universul va fi generos cu voi. Sunteți egoiști și Universul va fi egoist cu voi. Deci, pentru Nativii Fecioară este o perioadă destul de crudă din punct de vedere al acestei balanțe care vorbește despre raportul ce dai, aia primești. Nu prea există eroare, nu prea există greșeală în viața Nativilor Fecioară. Dacă ei se vor simți în perioada imediat următoare, ușor, nu foarte grav, nedreptățiți de destin, să știe că undeva, ei nu trebuie să înceapă să comenteze, să se streseze, să se văicărească, nu. Ei trebuie să înceapă să se gândească dacă Universul m-a atenționat, nu-mi iese ceva. Lucrurile e o întorsătură care mie mi se pare nefavorabilă, nu tot se poate părea, poate ea chiar e favorabilă. Ei trebuie să se gândească foarte clar unde am deranjat, pe cine am supărat și nu mă refer acum la persoane, mă refer la cei care ne urmăresc de sus. Unde am supărat, pe cine am supărat, ce am greșit, cu ce mi-am încălcat anumite promisiuni. Da? În momentul în care ei vor înțelege aceste lucruri, destinul se va echilibra și se va limpezi și toate lucrurile vor intra pe făgașul normal. Care este concluzia pentru Nativii Fecioară? Pentru că astăzi avem o concluzie pentru fiecare zodie în parte. Concluzia este că ei trebuie să-și limpezească destinul și ca să-și limpezească destinul trebuie să-și limpezească mintea. Și ca să-ți limpezești mintea trebuie să faci numai lucruri care îi sunt plăcute lui Dumnezeu și sufletului tău. Deci, pentru Nativii Fecioară, nu mai faceți lucruri care nu îi plac sufletului vostru și nu mai supărați Universul încălcând regulile de bază ale sale, adică să nu-i superi pe cei din jur, să nu faci lucruri care ție nu-ți priesc, să nu abuzezi de muncă, să muncești prea mult în detrimentul sănătății și să cam înțelegi care sunt prioritățile sugerate de destin în viața ta. Sunt una dintre zodiile cele mai încercate din punct de vedere spiritual, datorită de fapt că este un lucru bun până la urmă, prezenței neptuniene în semnul opus. Mai mult decât atât, iau și niște datorii karmice pe care trebuie să le regleze în perioada imediat următoare, deci trebuie să se ocupe de anumite lucruri cu foarte mare devotament. Îi sfătuim să meargă la biserică, îi sfătuim să-și deschidă sufletul, îi sfătuim să nu mai aibă niciun fel de revoltă. Acest Neptun în semn opus spune, da, din când în când, uite așa am eu chef destin, să-ți dau câte un bobârnac, să te pun la locul tău, să spun că nu faci bine ce faci, luându-ți ceva ce ți-am dat, să, nu știu, nu mai vreau să ai un anumit tip de succes într-un domeniu în care tu ți-i morțiși să ai acel tip de succes și așa mai departe. Deci Nativii Fecioară trebuie să înțeleagă că acest bobârnac din partea Universului este de fapt o mare inimă pe care Universul le oferă, în sensul că de fapt prin acest limbaj are grijă de ei să nu o ia pe căi greșite sau să nu se, nu știu, să nu devină prea înfumurat, să nu devină prea pragmatici și așa mai departe. Deci acest Neptun în semn opus este cel mai mare cadou pe care tabloul astral îl poate face în momentul de față Nativilor Fecioară. Deci ei trebuie să mulțumească în fiecare zi în care au un obstacol, în care au o nemulțumire sau chiar un necaz, pentru că este un cadou din partea destinului în a-i apropia de Dumnezeu. Și bineînțeles vor avea și foarte multe beneficii, de exemplu urmează o perioadă interesantă din punct de vedere financiar pentru Nativii Fecioară, mai ales pe partea de speculații financiare, nu atât de angajat de zi cu zi. Pentru că această casa a cincea, care este foarte populată de planete, este și casa speculațiilor financiare, dar nu speculații financiare în sensul acela pe care nu-l numim. Speculații financiare frumoase. Da.
Deci este o zonă foarte luminoasă din punct al perspectivei financiare pentru nativ fecioar. Fecioarele trebuie să fie atente și îi îndrumăm pe fecioare să meargă și să se raporteze la ce dorește divinul. Fecioarele merg, însă, în același timp, au și abateri. Una e practicant, una e teoreticianul. Și fecioarele trebuie să fie foarte atente la gestionarea corectă a sentimentelor față de oamenii care i-au ajutat. Acest moment în viața lor este important și trebuie să se uite cu precădere la cei care au fost un sprijin în viața lor și să mulțumească, să fie recunoscători și să o facă nu numai de show-off, ei chiar trebuie să se îndrepte către ei și să facă acest lucru. Ce se întâmplă? Să explicăm puțin fenomenul. Ce se întâmplă în momentul în care Universul îți face un cadou? Ce înseamnă Universul îți face un cadou? Înseamnă că cineva te ajută. Este tot un cadou din partea Universului, pentru că o persoană nu te poate ajuta nici măcar cu ceva minor, dacă Dumnezeu nu-i permite. Nu vrea. Pur și simplu, nu poate. Chiar dacă ți este cel mai bun prieten sau poate să fie și părintele tău, poate să fie și copilul tău. Dacă Universul nu-i permite unei persoane, nu te poate ajuta cu nimic. În momentul în care cineva ne ajută, poate să fie un ajutor financiar, poate să fie un ajutor prin vorbe bune, poate să fie un ajutor fantastic prin care o persoană efectiv îți dă încredere în tine. Exact. Să spunem, tu ai o perioadă în care ești foarte devitalizată și cineva vine și îți redă încrederea te în inspiră. Tine. Te inspiră. Sau vine cu foarte multă energie în viața ta. Acea persoană este de cele mai multe ori trimisă de forțele binelui. De cele mai multe ori acea persoană plătește un tribut. Pentru că de câte ori ajutăm o persoană, noi trebuie să fim conștienți că nouă ni se ia ceva energetic. Exact. De uneori, da, se reglează energiile în firescul lor, dar de cele mai multe ori tu te simți devitalizat. Pentru lucrurile acestea noi trebuie să mulțumim. Da, în special. Pentru că ele, repet, sunt trimise de Dumnezeu. Deci nativii fecioară în această perioadă, ca o concluzie, trebuie să învețe să-i mulțumească Universului pentru orice beneficiu pe care îl au. Și de care se bucură. S-au bucurat cam toată pentru viața. Pentru orice beneficiu și pentru orice ajutor care vine la orice nivel, în orice domeniu, pentru că ajutorul pe care Universul ne-l oferă în această perioadă este foarte vizibil. Dacă vine dintr-o... Și mare atenție, nu faceți confuzia. Dacă în această perioadă avem un necaz, avem un obstacol, avem un blocaj, nu credeți cumva că acel blocaj, obstacol sau necaz vine din zona întunecată. Nu. Poate să vină tot din zona luminoasă, de cele mai multe ori de acolo vine, ca o provocare și ca o încercare de a ne întări în credință, de a deveni mai puternici, de a deveni mai calmi, mai echilibrați și de a putea să depăși momentul respectiv. Orice problemă are o soluție. Pentru nativi fecioară avem acest sfat. Indiferent cu ce probleme vă confruntați, indiferent cu ce probleme vă confruntați, soluții există. Da. Universul vă susține. Acest Neptun în semn opus are grijă să vă dea lecții, dar are grijă și să vă susțină, să vă fie mentor. Dacă ascultați de cei care sunt bine intenționați, cu siguranță acei oameni vor apărea tot neptunieni, deci oameni cu credință, oameni cu principii, oameni cu forță spirituală, cu siguranță viața va fi mult mai frumoasă. Și chiar dacă vor avea niște trepte de trecut sau niște lucruri mai importante în viață, fecioarele trebuie să înțeleagă că fie dacă vor trece cu nonșalanță peste aceste evenimente, fie dacă vor trece cu puțină rușine, ei trebuie să le treacă, să le depășească și să învețe ceva din lucrurile acestea. Că acestea sunt testele pe care cumva fecioarele le au. Să vedem ce teste au de